În 2020, COVID-19 ne-a zguduit lumea. Nu numai că planurile noastre de călătorie au fost anulate, dar și celelalte lucruri au fost la fel. 2021 aduce o gură de aer proaspăt, deoarece vaccinurile sunt distribuite și începem să vedem o ușurare în volumul cazurilor de COVID-19. Ca urmare, au fost ridicate mai multe restricții de călătorie, ceea ce face posibilă ieșirea din țară și găsirea aventurii din nou. Chiar dacă nu intenționați să călătoriți până mai târziu în acest an, vă recomandăm să începeți să planificați și să rezervați călătoria de acum. Pentru a începe, haideți să vedem aceste sfaturi pentru planificarea călătoriilor în 2021. Îți place să călătorești și să descoperi lumea? Cu siguranță acest canal îți împărtășește pasiunile. Nu uita să te abonezi și să apeși pe clopoțel, pentru a fi notificat de fiecare dată când o nouă destinație te așteaptă. Profită de rezervările flexibile. Pe tot parcursul anului trecut, toți am fost mult mai flexibili. Tema flexibilității a fost preluată cu siguranță până în 2021, întrucât industria călătoriilor încearcă în continuare să se recupereze după efectul pandemiei asupra călătoriilor de agrement și de afaceri. Pentru călători, pandemia a însemnat că multe companii de turism au politici relaxate de rezervare și anulare, ceea ce a făcut planificarea unei călătorii în avans mai ușoară și mai puțin stresantă. De exemplu, multe companii aeriene din Europa nu au impuse taxe de modificare sau chiar rambursare pentru zborurile anulate. În plus, zborurile sunt oferite cu reduceri substanțiale și tarife mai mici pentru a încuraja și mai mult călătoriile. Acest lucru este valabil mai ales pentru zborurile care sunt rezervate cu mult timp în avans. Acest lucru face posibilă obținerea unei oferte incredibile de zbor, în timp ce aveți în continuare opțiunea de a schimba sau de a anula potențial zborul, dacă este necesar. Multe hoteluri și resorturi oferă de asemenea tarife speciale și mai multă flexibilitate atunci când vine vorba de rezervarea sejurului. Indiferent dacă este vorba de ferestre de anulare mai flexibile, oferirea unei nopți gratuite la rezervarea unei camere pentru o anumită perioadă de timp, credite la hotel sau alte stimulente, rezervarea acum vă poate oferi cu siguranță o experiență mai bună pentru mai puțini bani. Ia în considerare încheierea unei asigurări de călătorie. Chiar dacă multe companii de turism, companii aeriene și hoteluri oferă rezervări și anulări mai flexibile, nu strică niciodată să aveți o asigurare suplimentară. După închiderea lumii la începutul anului trecut, mulți călători s-au confruntat cu provocarea negocierii rambursărilor pentru zborurile și hotelurile anulate. Înainte de 2020, multe companii de asigurări de călătorie nu ofereau acoperire pentru evenimente precum o pandemie globală. Totuși, acest lucru nu mai este valabil acum. Vă recomandăm cu căldură să căutați o asigurare de călătorie. De obicei, pentru o sumă mică puteți avea siguranța și liniștea sufletească că sunteți acoperit în cazul în care apare neașteptatul. Cu opțiuni mai flexibile, oferite de companiile aeriene și hoteluri, veți dori să luați în considerare orice politici de anulare a zborurilor sau a hotelurilor, în comparație cu circumstanțele acoperite de asigurarea de călătorie pe care o luați în considerare. Efectuați cercetări adecvate pentru a vă asigura că aveți cea mai bună rată posibilă pentru nivelul dorit de acoperire. Pregătește-te de aglomerație. După ce călătoriile au fost anulate în 2020, mulți călători și-au reprogramat deja călătoria pentru 2021. Industria turismului se așteaptă la o creștere a călătoriilor constantă, ceea ce înseamnă o creștere a rezervărilor pentru zboruri, hoteluri, vehicule și nu numai. Dacă vă îndreptați într-o destinație mai populară, un parc național sau o stațiune mai mare, cu siguranță veți dori să rezervați mai devreme decât mai târziu. În plus, rezervând în avans veți putea profita de tarife excelente și flexibilitate, oferite în prezent pentru zboruri și hoteluri. Chiar dacă călătoria nu durează câteva luni, veți avea liniștea sufletească știind că aveți un loc în avion sau o cameră de hotel rezervată pentru călătorie. Nu uita, încă suntem într-o pandemie globală. Deși pandemia pare că a scăzut în intensitate, nu trebuie să uităm că suntem încă în mijlocul unei pandemii. Deocamdată, călătoria arată diferit și trebuie să ne păstrăm în siguranță pe noi înșine și pe toți cei din jur. Industria călătoriilor, în ansamblu, a făcut o treabă incredibilă în schimbarea politicilor și procedurilor pentru a asigura siguranța călătoriilor în 2021. De exemplu, aeroporturile și companiile aeriene au schimbat politicile pentru a permite distanțarea socială, iar hotelurile nu funcționează la capacitate maximă. Multe hoteluri au decis să facă un pas mai departe și să nu ofere room service sau servicii de curățenie în timpul unei rezervări. Ia masca după tine. Cu vaccinările fiind încă la o fază de început, ar putea fi necesare strategii de atenuare, purtarea măștii, distanțarea socială, pentru încă un an, pentru a preveni focarele, prezice Darin D'Agostino, medic și decan la Universitatea Kansas City, o instituție de științe ale sănătății. Va trebui totuși să ne gândim să purtăm o mască în avion, în aeroporturi, în oricare dintre acele locuri în care oamenii se pot aduna, spune el. Aceleași strategii, spălarea mâinilor, nu vă atingeți fața, păstrarea distanței fizice vor fi importante, a adăugat acesta. Vizitează zone în aer liber. Unele atracții interioare rămân închise în 2021. Așadar, destinațiile în aer liber sunt atractive. Atunci când planificați potențiale opriri ale călătoriei pe șosea, aerul liber poate oferi o atracție excelentă. Destinațiile rurale sunt la modă în 2021, din moment ce, din ce în ce mai mulți oameni optează pentru spații deschise. Întrucât mulți dintre noi am fost închiși în case pentru o mare parte a anului trecut, splendidele locații în aer liber ale României, Europei și nu numai, pot fi deosebit de atrăgătoare. Munții, plajele, lacurile și pădurile pot fi alegeri excelente în timpul unei călătorii în 2021. Dar trebuie să înțelegeți că o mare parte din turiști au exact aceleași idei ca și voi. Așadar, trebuie să vă așteptați să întâlniți mulțimi de oameni la atracțiile în aer liber. Ia în considerare destinații mai puțin populare. Pentru excursie în 2021, mulți dintre noi avem aceeași idee: să mergem în destinații cunoscute. Însă zonele precum plajele sunt cu siguranță aglomerate. De asemenea, chiar și vârfurile munților pot ajunge să aibă mulți oameni la un moment dat. Acest lucru este excelent pentru acele industrii turistice locale, dar înseamnă de asemenea că excursioniștii se pot aștepta să întâmpine situații aglomerate și prețuri ridicate. Situațiile aglomerate din timpul unei vacanțe pot fi întotdeauna puțin enervante. Cu toate acestea, în timpul pandemiei persistente, mulțimile se pot simți din ce în ce mai iritante sau chiar periculoase. Pentru a potoli acea anxietate, poate fi util să faceți o cercetare suplimentară pentru a descoperi locuri mai puțin vizitate în apropiere. Uită-te în jur pe Google Maps pentru a vedea dacă există atracții interesante în apropierea ta. S-ar putea să găsești o nouă destinație preferată, ascunsă, suficient de aproape de casă. Asigură-te că ai un QR reader pe telefon. Dacă a trecut ceva timp de când ai luat masa la restaurant, s-ar putea să fii surprins să vezi că unele restaurante din Europa nu mai folosesc meniuri pe hârtie. În schimb, puteți vizualiza meniul chiar de pe propriul telefon utilizând un cod QR, dar trebuie să aveți o modalitate de a scana codul respectiv. Cei care intenționează să viziteze restaurante ar trebui să aibă un scanner de cod QR pe telefon înainte de a lua masa în timpul unei excursii în pandemie. Utilizatorii iPhone ar trebui să fie pregătiți, deoarece camera are deja un cititor de cod QR încorporat. Utilizatorii Android vor trebui să caute și să descarce o aplicație de scanare a codului QR din Magazine Play. Fii bun! Acest lucru ar trebui să fie de la sine înțeles. Cu toate acestea, pare mai important acum ca niciodată. O călătorie în 2021 poate fi un moment interesant pentru a călători din nou, dar poate fi și un moment stresant pentru unii. Cu păreri contradictorii despre măști, distanțare și vaccinare, tensiunile pot fi sporite. Toată lumea are sensibilități diferite, așadar, aveți grijă de colegii de călătorie și de localnici deopotrivă. Dă dovadă de compasiune față de operatorii de turism care încearcă să navigheze în siguranță în condițiile noi și în continuă evoluție în care trăim. Înțelegeți neplăcerile cu care vă puteți confrunta într-o călătorie în 2021. Așadar, chiar dacă 2020 a fost un an greu pentru călătorii, 2021 pare să readucă turismul printre noi. Totuși, turismul în timpul și după pandemie va fi diferit, așa că trebuie să țineți cont de sfaturile din acest clip.